Salutare și bine v-am găsit într-un nou clip. În clipul ăsta o să încerc să fiu cât mai scurt și să vă spun cum am izolat podul casei. Este un pod pentru depozitare, nu se locuiește. Podul ăsta se izolează doar cu rând de vată bazaltică, vată de 10 cm și se vine doar între căprior. Nu punem folie, punem doar aici pentru că fundul ăsta de la pod sau fundoaie, nu știu cum să-i spui exact, este pus cu OSB și din cauza că OSB-ul nu se lipește foarte bine la margini, am ales să punem o folie pentru protecție și razele solare când bat pe laterale să tot să aibă un efect și asta aici. Aici nu, pentru că în pod sus pe acoperiș nu, pentru că este o folie la exterior. Nu am vrut să mai sigilez astereala, scândurile, pentru că se producea efectul ăla de sufocare. Și nici aici, la interior, nu punem folii, pentru că nu vrem să se lipească folia de staniol pe OSB. Aici am fost oarecum obligat și din cauza că la exterior se va izola tot cu vată bazaltică, dar pentru exterior, bineînțeles, nu o să fie probleme pentru OSB-ul care funcționează ca și laterale la această casă. Ce am mai făcut eu aici și am făcut să fie aer, deși în podul ăsta este o fereastră pentru acoperiș, nu zicem firma, am mai făcut 4 de astea pentru aerisire. Și ceva genul ăsta. Și o să punem o țeavă ca să traverseze aerisirea pe lângă vată, vata exterioară și vata interioară. O să fie un total de 25-30 de centimetri, 10 centimetri la interior și restul afară, cât să se îndrepte, nu știu cât vine, nu mă ocup eu de aia, nici nu am cum, de unul singur. Punem o tubulatură cu aerisire pentru a fi curent continuu în acest pod. Pentru că dacă să presupunem că plouă și se închide fereastra, nu este suficient ca și aerisire pentru volumul ăsta de metri cub din pod. Pod care are 13,5 pe 8 metri pătrați, că faceți voi calculele, că am optat după cum ați văzut secundele anterioare în partea aia, așa ceva. Asta încă nu e fixat. Dar o să fie, pentru că aici o să intenționez să mai pun o... Aici se simte curentul, partea asta e făcută. Aici o să intenționez să mai pun o folie și aici să sigilăm cu sigilant. Și după care să mă duc pe exterior și să încerc, dacă ajung cu o scară, să sigilez partea aia. Cert este că aici mai vine cu o folie. Da, aia este vata și așa o să vină. Asta încă nu l-am pus, l-am lăsat. De obicei, pentru detalii mă ocup la urmă. Ce vreau să vă mai spun în acest clip despre chestiile care sunt sigur că mulți nu țin cont, este despre aceste rosturi. De la leațul pentru care l-am fixat să-mi vină OSB-ul care vine aici până aici, deci căpriorii ăștia sunt de 12 cm, de aici până aici am dat 12 cm și am fixat leațul ăsta pe acest OSB, care inițial, înainte de a pune OSB-ul care l-ați văzut, leațul respectiv peste OSB-ul care l-ați văzut mai devreme, am făcut scheletul ăsta pentru a putea pune vata aici, pentru cei 10 cm de care v-am spus. Am pus laserul, am dat roată împrejur cu laserul ca să fie drept. Jos am pus un leaț de 5 pe 5 cm, aici la fel, iar aici am pus unul de 3 cm cu holșuruburi de 4 cm pentru a nu-mi sparge folia de pe acoperiș. Am făcut în așa fel încât să-mi vină holșurubul, să nu-mi treacă de astereala acoperișului, de scândura care este deasupra. Și așa am unde pune OSB-ul să-l înfiletez pe partea asta. De ce am optat întâi să fac chestia asta? Pentru că știam că o să trebuiască să fac aceste rezistențe ca să nu flambeze OSB-ul. Am făcut la 250 de cm cât are o colă întreagă. Am împărțit în 3 părți egale, iasă 80 și ceva de cm și pe el o să vină OSB-ul pentru a nu flamba.
Am optat să pun un leaț de 15-15 OSB-ul care era construit casa, după, pentru a face o legătură mai puternică între OSB și leațul respectiv. Și după ce am făcut roată împrejur cu leațuri, am pus acest dulăpior, iar distanța, după cum vedeți, nu este dreaptă de aici până jos, este îngust și aici o să venim cu niște pene, cred că vreo 3-4 pene jos, mijloc și iar sus, acolo două, pentru a-mi face o legătură de rezistență între ăsta și următorul și aici să nu fină, să nu flambeze așa. Exact aceeași procedură am făcut-o și în partea aia. Încercam să vă spun mai devreme și am deviat de la subiect, o să revin. Asta e foarte important de izolat, înainte de a pune vata și sus, putem să vede aici și jos, pentru că niciodată vata, dacă o luăm așa, dacă o luăm așa și o punem, se oprește în leațurile astea care le-am pus să-mi pot face perimetralul, niciodată nu o să ajungă unde trebuie, de aia este bine înainte de a pune vată, tăiat fâșii, cât e indicat, cât e grosimea leațului, distanța dintre leaț și peretele unii între vata, și tăiat și pus. Încă o chestie foarte, foarte importantă la vata bazaltică, niciodată nu se presează. Dacă ai de aici până aici o distanță de 80 cm, tai vata, eu cel puțin, maxim 81, maxim 82 cm și o pun. O pun, deci o tai cu un centimetru mai mare ca să-mi stea singură. OSB-ul l-am pus de sus în jos, e un pic mai greu de unul singur de sus în jos, dar mi-am făcut niște cleme din bucăți de lemn și șurub, am pus în mijloc și am făcut tip zăbor, ceva genul ăsta. Am pus așa, am lăsat un pic mai mare și când am pus OSB-ul l-am învârtit așa și l-am împins cum, pe poziție și după care am... am pus OSB-ul la gata cum ar veni. De ce l-am pus de sus în jos? Pentru că linia asta din mijloc mi-e mai dreaptă decât asta. Și trebuie să vin cu OSB-ul să nu ne apară rosturi între plăci. Pentru că nu-i foarte bine, nu-i indicat. Iar la capăt e foarte important să nu pierdem material. Am pus aceste scândurele, tot de pe aici căutate și am găsit. Am pus scândurile pentru a nu tăia. Dacă aș lua un OSB să-l pun de la mijloc, de aici, la următoarea grindă, unde se, aproximativ se termină placa de OSB, aș fi tăiat, aș fi aruncat o grămadă de material. Ei, pentru a evita asta, am pus OSB-ul din capătul ăla, am venit încoace, unde mi s-a terminat, nu am mai tăiat, ca să fie la jumătatea căpiorului, am pus câte o scândură de asta și am... pus următorul OSB de la scândură încolo. Încă o chestie aici, o să mai vină o bucată de scândură între asta și asta. De ce asta? Din cauza distanței foarte mari între căpriori. O distanță de aproximativ 1 metru. Vata, din punctul meu de vedere, era ok de pus două rânduri, dar ținând cont că nu se locuiește, îi suficient și atâta, face o ruptură de efect de seră pe timp de vară, iar iarna face punte termică de recuperare căldură pentru celelalte două nivele care sunt la casa asta. Contează extrem, extrem de mult să izolezi un pod. Bineînțeles că la urmă, pentru rosturile la îmbinări, la tăituri, cum vor fi aici, da, aici se vede că am un 2-3 mm mai mult și chiar mi se vede vata, o să dau cu spumă și o să o tai la nivel. Spuma, o să încerc să iau o spumă mai bună, mai de calitate, să facă priză pe asta mai bine. Nu dau cu chet, Marius e proprietarul și mi-a zis, da, dă-i chet. Nu, chet dăm la lambreu, la foișoare. Bun, cam astea ar fi spuse în foarte mare și rapid despre o izolare a unui acoperiș. Dacă mai aveți întrebări, vă rog să le lăsați în secțiunea de comentarii, vă răspund cu mare drag. Pentru cei care bănesc o să întrebe, pentru că de-a lungul timpului, făcând prezentări pe YouTube cu ceea ce fac, am primit foarte multe întrebări, ce material
cât sau ce grosime are grinda, nu mai știu să răspund la multe întrebări, de aceea o să-i las chiar în clipul ăsta acum. O suprafață totală, când am făcut necesarul de materiale, pe 8,6 metri pătrați, ori 13, hai să refac, 8,6 ori 13,5 metri pătrați, am făcut un necesar și mi-a ieșit 39 de baxuri de vată bazatică de 10 cm, 39 de baxuri, 40 rotunjit și 47 de col de OSB. Ia sunt în jur de 140 de metri pătrați, dar necesarul l-am făcut și cu perderi. Astea fiind prezentate, vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați de un like și abonare la acest canal pentru că este gratuit. O zi bună, la revedere! Așa arată la final, și curat, și ce trebuie. Da. Acolo am pus niște rafturi și nu o să dau cadre din cauza că sunt lucruri personale a proprietarului și nu dăm cadre. Și acolo, aici m-am chinuit un pic din cauza poziției la fiecare tăitură. Ieșit, măsurat, n-am putut face înăuntru, dar a ieșit. Și chestia asta m-a rugat să-i fac și de ce nu? Am pus și niște ramforsări că OSB-ul e de 10 și aici să curg până în capăt. Aici poți da și cu piciorul închide, pentru că noi așa suntem. Are o toleranță de aproximativ 1 cm. Și cam asta e. Bine, dacă n-ar fi cablu, s-ar lipi tot. Și asta cam gata. Aici când vin de jos și aici s-o să are orice variantă. Așa se vede de jos. De acum pot să lucrez liniștit aici. Codul închis. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate